Drumul Național 1 E60 între Florești și Cluj-Napoca va deveni și mai aglomerat odată cu 15 septembrie. Unul dintre motive este începerea școlii, dar și pentru că Artera va intra exact în această perioadă în reparație capitală. Administratorul DN1 E60 Strada Abramian cu Florești CNAIR prin DRDP va proceda la reabilitarea căii de comunicație. Acest lucru potrivit conducerii DRDP Cluj se va începe după 15 septembrie, când formalitățile de achiziție publice vor fi finalizate. Va fi vorba de strat nou de asfalt și marcaje, plus mai mult ca Sigur refacere rigole. Da, poate că nu e tocmai cea mai bună perioadă, da, va fi un strop de deranj, însă reabilitarea unei artere cu un asemenea trafic cel mai mare din țară, de altfel, nu se poate executa fără un deranj. Sunt însă absolut convins că noi, administrația locală, alături de poliția locală, DRDP și mai ales Poliția Națională, vom găsi soluții care să limiteze cât mai mult posibil deranjul, a transmis primarul Comunei Clujene. Anunțul primarului a stănit reacția prinse din partea internauților din Florești. Și așa stăm la cos. Din 15 am pus-o în stilul românesc de lucru vreo două luni minim o să avem de răbdat. A scris un cetățean din Florești un comentariu la postarea edilului din comună. Primarul Horeașule a răspuns cu următoarea postare la acest comentariu. Sau vă mutați, unde nu e trafic, unde nu se fac investiții publice. Moldova, Telorman, sau folosiți drumul de pe nord. Alte soluții realiste, nu văd cum actuala guvernare e incapabilă a construit centuri sau cel puțin ai lăsa pe cei care încearcă să o facă și să nu le pune bețe în roate. A scris edilul Horeașulea pe rețeaua de socializare. Drumul Național 1 florești Floreș se conform unor studii de trafic cel mai aglomerat drum din România peis circulă zilnic peste 60.000 de mașini